Sportiva moldoveană Dona Descalui va fi portdrapelul Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de la Beijing. Mai exact, decizia a fost luată de membrii Comitetului Executiv al Comitetului Național Olimpic. Supranumită moldoveanca de pe culmile zăpezii, Doina a devenit și prima reprezentantă feminină a Republicii Moldova care va evolua în proba de sanie la Jocurile Olimpice. Este antrenată de Bogdan Macovei, triplu participant la Olimpiadă. Lotul olimpic numără de asemenea 4 sportivi la proba biatlon: Mihail Usov, Maxim Makarov, Alina Stremous și Alaghilenko. De menționat că Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, China, se vor desfășura în perioada 4-20 februarie 2022, iar Doina Descalui va debuta la Jocurile Olimpice pe data de 7 februarie.